Dragi colegi de izolare, salutare, salutare! Cum sunteți? Bine? În mijlocul săptămânii suntem, nu mai avem atâta. Iară vine weekendul, iară ne odihnim de la odihna de peste săptămână. Mulțumesc de întrebare. Cum sunt eu? Să vă zic? Să nu vă zic? Vă zic că n-am ce face. Ieri, după ce am terminat filmarea, Consiliul de Familie, ce gătim de amiază? Vine socra cu ideea salvatoare să facă niște clătite hortobagii. Știți cum sunt clătitele alea? Păi aluatul e ca de clătite, numai un pic cu mai puțin zahăr și în interior se bagă o umplutură, așa ca o tocăniță din pui. Pulpe superioare de pui, nu din piept, că e prea sec. Bine, facem clătitele hortobagii. Găsiți rețeta și pe internet, că doar nu șef Bendea. Așa. Și atunci ea se duce la congelator și scoate de acolo o pungă cu pulpe de pui superioare. Trece o oră, trec două, pe când s-o desfacă, se s-apuce de făcut, ce era în pungă? Gălbiori de anul trecut, tocați mărunt, gălbiori. Că seamănă pungile dacă sunt congelate, seamănă alea de pulpe de pui dezosate cu gălbiori. Nervi pe socră, ai, nervi, alea bosomeguri, nervi. O trebuie să se relaxeze, să bea un pahar de apă. Imediat i-am prăjit o ceafă la grătar să-și revină, că dacă nu mănânc un pic de carne, îi praf. Și am zis de atâtea ori, mamă, soacră, scrie pe pungi, pune o etichetă, că mama mea, scrie așa, carne bună, carne de tocat, carne de șnițele tocată pentru... are pentru tocană, pentru friptură, pentru... Are și după aia scrie deasupra congelatorului ce are în fiecare sertar. Dar nu, că socra le știe, socra le știe pe toate. Nu așa. Și apoi am mâncat gălbior cu pătrunjel și cu smântână. Nici ea nu au fost răi. Astăzi să vedem. Să vedem ce face astăzi. Că o scos o pungă de carne, pe exterior pare roșie, dar poți ști, poate până la urmă s-ar dei copți. Doamne și ferește. Și toate astea din cauza COVID-ului. Că vedeți și în America, serialul Tânăr și Neliniștit, după 50 de ani de la apariție, de la prima difuzare, a fost întrerupt pe bază de COVID. Când se vor relua filmările, va apărea și Ion Iliescu în serial. O să apară și Ion Iliescu în serial. Va fi rivalul lui Victor Newman. Hello, dear Victor. You are a capitalist. I'm Marxist. I will destroy you, my darling, my darling. Să vedem cum o să fie serialul ăsta cu featuring Neanelu, Măsuratul Oilor, tradiția noastră de sute de ani, trebuie să se desfășoare acum după regulile ordonanței militare. Dar a apărut o nouă tradiție zilele astea. Nu mai e Măsuratul Oilor, e Măsuratul Lânii. Să măsoară lâna pe la saloanele de înfrumusețare. Un epilat de mustață la doamne, 100 de lei. Bine că se face cu pastă de zahăr, dar pe 100 de lei nici mustața lui Țiriac nu necesită atâția bani pentru extirpare. Mani pedisemi, 180 de lei, nu, lasă-o dracului, saloane de înfrumusețare, dar ce, acum până s-o stat în izolare, au fost saloane de înurâțire? Dar sunt speranțe. Iuliu Mureșan, actualmente președinte la echipa de fotbal Hermannstadt, are informații. Și dacă Nea Iuliu are informații, cine mai are informații că el în 70-80 de zile, zice Nea Iuliu, să termină virusul. Gata, începe fotbalul, aduce pe tati Miruiuță înapoi din Ungaria și câștigă iar campionatul în câțiva ani. Să vină odată, să vină odată 15 mai, să vină chestiile astea mai permisive, să mai vedem și un meci nou de fotbal la televizor, că m-am săturat. Că tot a treia zi la știri, ce vezi? Scrimă. Ați văzut că numai scrimă să mai dă acum la televizor. Chiar aseară, un meci de scrimă, o partidă de scrimă foarte frumoasă în Baia Mare. Interlopii s-au tăiat cu săbiile în parcarea unui hipermarket. Frumos. Ardelenii noștri, cum se cade, ardelenii care sunt exemplu pentru o țară întreagă, s-au tăiat cu săbiile în parcarea unui hipermarket, n-au deranjat pe nimeni acolo. După ce li s-au tocit săbiile, au intrat în hipermarket și au început să arunce cu obiectele de pe rafturi, să se lovească cu ele. Ardelenii noștri, cum se cade. Iar Sorin Ovidiu Vântu ne liniștește, scumpilor. Există viață și după coronavirus, cu o singură condiție. Să fim conduși de un lider, așa cum sunt eu,
Ce părere bună are despre sine domnul Vântu, să fim conduși de un lider, să nu mai punem pe toți papagalii în fruntea statului. Apropo de asta, domnul ministru Câțu, ne anunță că economia noastră își va reveni, nu știm când, de la anul încolo oricum, dar își va reveni după procedura, după stilul în V. Vom avea o revenire în V, a economiei V. Mă gândesc la România, mă gândesc la condițiile de aici, la economia de aici. Cred că economia își va reveni nu în V, în VC sau în vecii vecilor, amin. Dar să lăsăm economia, să ne gândim că după 15 mai vom putea să facem alpinism și să mergem în drumeții. Yeah, alpinism! Dar eu asta fac și acum. De câteva ori pe zi îmi vine să mă urc pe păreți. Drumeții. Adică ții drumule, nu prea ține, că aici în Cluj-Napoca, într-o localitate, un băiat, atâta o săpat el cu excavatorul sub un pod, până s-o surpa podul. N-avem drumul. Autostrada Cluj-Sibiu, care trebuia să fie terminată în anul ăsta, așa se spunea, da? Nicio șansă să avem autostradă Cluj-Sibiu. Dar după ce să mă duc la Sibiu? Am eu ce căuta în Sibiu? Eu trebuie să stau aici în Cluj-Napoca. Ce să fac în Sibiu? Să mă duc să număr casele lui Iohannis? Poate că în Sighișoara m-aș duce. Că mi-aduc aminte că în urmă cu fix 2 luni, pe data de 6 martie, am avut în Sighișoara o petrecere de firmă la prietenul meu, Afi, de la Agroleg Varo din Blaj. Petrecere de firmă, domnule. A cântat formația Codruț, Bistrițeanu. Au cântat acolo, ne-au făcut poze la, știți cum e, cabină de aia cu poze, desfaci poze la minut, cu diverse căciuli, cu diverse costumații. De-a doua zi când te uiți la poza cu tine, nu te mai recunoști. Eu am mai zis niște glume, mâncare bună. Domnule, pentru prima dată în viața mea acolo am văzut la aperitiv, pe lângă tradiționalele chiftele, pe lângă salam, pe lângă ardei cu un pic de caș, o bucată de pizza. Așa ceva nu vezi prea des. Da, și a fost frumos. Până pe la 3-4 dimineața ne-am petrecut. No. Când o să mai fie petreceri? Când o să mai fie chefuri? Când o să mai avem spectacole? Să ne întâlnim, să batem cinciul, să ne îmbrățișăm, să ne distrăm, să ne prindem în horă? Când? Spuneți-mi voi că voi știți mai multe. Văd asta din comentarii și vă mulțumesc pentru că îmi scrieți. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți mai nou și pe YouTube. Spuneți lumii, dați de știre, să facem o comunitate virtuală, că de asta socială mai greu. Mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit și astăzi. Scuze de deranj, că știu că atâtea aveți pe cap, dar trebuie să mai spunem lucrurilor pe nume, pe nume și pe prenume. O zi bună în continuare, scumpi colegi de izolare!